Cam și cu familiile de castori, cu marmote, cu toți bătlanii aia. Și sunt toate animale. Nu există țară pe lumea asta, firea al dracului să fie de țară, unde să fie atâtea specii de animale. Așa e. Bă, ne împăcam și cu alea, făceam contracte cu alea, transparente, bă. Nu ne înțelegem cu viețuitoarele, cu dobitoacele. Ne înțelegeam, bă, până la urmă, cumva. Da? Mari vânători altfel și prin PSD-ul ăsta, mari pescari. Bă, dar n-au găsit niciun acord, bă, cu nimeni, bă, cu niciun animal de ăsta. Spune-i tu, dă-i niște facilități, du-l undeva, creează-i un spațiu de acolo. Dar lasă-mă, bă, să construiesc în țara asta. Asta este, nu mai suntem. E adevărat că nu o să mai fim o țară virgină, nu o să mai fim o țară sălbatică, nu o să mai arătăm precum Guiana sau precum Timorul, nu o să mai existe spațiul ăla pe care îl căutau alții. Așa este, dar suntem în Uniunea Europeană, tată. Eu nu zic să ne distrugem parcurile și pădurile. Nu! Dar să creăm posibilitatea. Nu poți face, bă, între București și Brașov o autostradă, mâncați-aș gura ta. Nu poți să faci în tot neamul românesc. Bă, deci o să ajungem la 200 de ani, la 300 de ani de existență României. Tu n-ai o autostradă București-Brașov, bă, și vorbești de Brașov, de buricul pământului, bă. Când îi aud pe toți, mamă, mă, la Brașov, ce, bă, n-are autostradă cu capitala României? Ce oraș e ăla, bă, tată? Dați-mi, bă, un exemplu guvernelor sau cetățenilor în România, sau oriunde în Europa, pardon, de oraș important care nu este legat de capitala lui printr-o autostradă. Deci nu există așa ceva. Sunt rușinea pământului, bă. Oia ar fi trebuit să iasă în stradă și să spună noi mai stăm aici, fostul oraș Stalin, da? Nu ne mai trebuie așa ceva, bă. Vrem să fim legați cu astea. Marile orașe din Europa au 7-8 conexiuni. Da? În Franța, de exemplu, marile orașe, uite, în Marseille, da? Sunt 3 autostrăzi care pleacă din oraș. Deci nu de la capătul lui, din centrul orașului, bă. Da? Sunt 3 autostrăzi care leagă cu toată Europa orașul pe sub tunele. Deci de acolo ai plecat din mijlocul orașului, din piața universității. Da, la ei te cobori acolo la Noai, intri la tunel du Faro și te duci direct, deci din centrul orașului, pe ce autostradă vrei tu? Spre Italia, spre Spania sau spre Franța, adică respectiv Lyon, Paris. Astea toate sunt accesibile. Așa se pleacă și din Lyon, așa se pleacă de oriunde. Din Barcelona, din Madrid, din Stockholm, de unde vreți. Peste tot. Și asta este esențial în Europa de astăzi. Noi nu mai suntem în secolul XIX să ne uităm și zicem, bă, dar ce păduri frumoase, nici măcar nu sunt cărări prin ele. Da? Trebuie să dai la o parte cu maceta. E frumos ăsta, nu mai suntem în epoca aia. Nu de asta avem guverne. Nu de asta se îmbracă oamenii la costum. Nu de asta vii cu cravată de $1000. Sau cu pantofi de 2000 de euro. Nu de asta vii ca să stai în pădure. S-a dus epoca aia, tată. Așa este, era frumoasă România atunci. Ruralitatea asta, într-adevăr, există și acum. Zone suficiente, pentru că nu trebuie să renunțăm la ele. Dar în zonele astea importante, leagă, bă, orașele, că altfel sunt moarte. De altfel sunt moarte, evident. Provincia nu există la noi. Este moartă, în afară de 3-4 mari orașe. Restul este un dezastru absolut. 20%, vedeți. Din forța de muncă aptă, pleacă în străinătate. Incredibil, bă, într-adevăr. Și asta, ăsta este motivul, evident. Foarte bine că pleacă oamenii. Foarte bine. Să nu fim niciodată deranjați de asta, pentru că de asta s-au născut în secolul 20 la sfârșit, sau respectiv în secolul 21 la început. De asta. Ca să aibă această opțiune de a merge și a munci unde vor ei, este absolut corect că fac asta. Nu trebuie nici să regrete România, da? Așa, sigur, oricine regretă câte ceva. Că ești intelectual, că ai 4 clase, sigur că întotdeauna te vei gândi la casă, te vei gândi la originile tale, da? E adevărat, cu cât evoluezi în lume, cu cât lumea evoluează lângă tine, o să regreți mai puțin. O să ai tot mai puțin astfel de temeri. Foarte bine, duceți-vă și munciți acolo, că până la urmă măcar vă faceți datoria față de voi și las, că nu o să... Țara asta s-o mai schimba peste 200-300 de ani. Am spus, singura posibilitate de a avansa în România, la cum vedem că merg lucrurile și vedem deja de 30 de ani, încă o dată o spun, este schimbarea de generații. Cei care suntem, generația noastră este o generație pierdută, oricum mizerabilă, cu o gândire înceată, care n-a făcut nimic pentru România, este clar. Cei care s-au născut din noi,
n-au mai mult de 50% șanse, cât mai aveau și bunici unii dintre ei săraci și sigur au fost prost informați, prost educați și așa mai departe, pentru că bunicii pur și simplu nu știau, nu se pricepeau, nu aveau viziune, ei s-au născut cu Stalin și cu așa mai departe, deci sunt și ei 50% lați, dar cei care încă nu s-au născut, da? Deci copiii noștri care la rândul lor vor avea copii, ăia au o șansă în România. Da? Atunci nu va mai fi nici cu PSD, nici cu PNL, pentru că ăia se vor naște într-o lume digitalizată formidabil, da? Fără niciun fel de legături cu trecutul. Bunicii noștri, dar nu mai sunt, părinții noștri nu vor mai fi și noi vom fi deja cu 30-40 de ani de digitalizare și de evoluție europeană în spate. Cât de bou să fii să-i transmiți copilului tot ce ai știut tu de la strămoșii tăi. Cât de bou să fii. Și chiar dacă ești, nu vor fi toți așa. Se vor naște direct în lumea asta nouă, probabil că se va merge la școală tot virtual. Da, asta este, că așa va fi peste tot în lume, dar vor începe cu totul și cu totul altă viață. E, acolo există o șansă. Pentru că ei nu se vor mai informa, nu vor mai avea căi de acces la lumea pe care am abandonat-o noi. Sau care trebuia să fie deja de mult abandonată. Șansele ca ei să-și mai tragă seva, așadar, din tot ce am trăit noi, va fi din ce în ce mai puțin. Pentru că toții, chiar și în Moldova, da, în județele astea foarte dragi nouă, la Slui, Galați, Suceava, Iași, Neamț, Botoșan, toate astea, chiar și acolo, da, lumea merge din ce în ce mai mult în străinătate, călătorește din ce în ce mai mult. Văzut că mai nou este asfixiată planeta din cauza turismului, la un moment dat va intra în blocaj, pentru că tot mai multă lume călătorește, tot mai mulți oameni ajung să-și permită la nivel global măcar un concediu, da? A devenit într-adevăr o nebunie, sfatul, chiar ieri iarăși ascultam pe ideea asta o emisiune, există o insulă în lume, insula Boracay în Filipine, este prima dată când se întâmplă așa ceva în istoria planetei, dar de aici înainte va deveni un lucru curent, deci băgați mine la cap, insula a fost închisă o lună de zile, cap-coadă toată luna, în care nimeni n-a avut voie să intre acolo. S-au anulat toate rezervările, absolut tot, întrucât se sufocau ăia. Deci toți turiștii au fost ținuți la poartă o lună de zile. Și așa se va acționa de aici înainte și în acest domeniu. Sfatul este că de aici plecasem, duceți-vă acolo unde nu merge lumea. Deci să știți că și aici, evident, lumea asta fiind cea mai avangardistă și cea mai concurențială din lume, lumea distracției, divertismentului, a plăcerilor bine plătite, da? Se vor inventa noi și noi destinații. Uite cum face și doamna Dăncilă, va crea insula respectivă peste 500 de ani la Marea Neagră, da? Se vor crea noi locuri pentru ca lumea să se poată duce, să se recreeze în locuri unde stă liniștită. Gura aia de oxigen pe care credeam noi de japonezi acum 10-20 de ani că plăteau la Tokyo pe stradă să respire o gură de aer curat, e bine, aia va deveni esențială. Deci vor exista astfel de oaze pe planetă, da, să face, să lucrează în deșert. Am văzut și eu în câteva locuri pe lume unde în deșert se lucrează serios și deșert aparținând de Europei, nu altor continente, unde se lucrează, apar hoteluri din nimic, apar drumuri din nimic, apar oaze de vegetație din nimic, se trag ape, izvoare artificiale, lacuri artificiale pe dedesubt, numai ca să creeze un potențial de dezvoltare acolo, ca să apară o nouă lume. Nu știu cât va mai dura, că poate ne vom sufoca cu totul până atunci, dar în orice caz se lucrează la așa ceva. Se ajunge într-o astfel de situație la un moment dat. Și totul este, de asta spun, într-o evoluție. Cei care astăzi încă nu s-au născut, ei sunt viitorul României. Nu cum credeam noi cu Mihail Neamțu și cu Elena Udrea și cu alții, că ăștia de la 40 de ani. Noi eram niște rebuturi colosale. Bine, unii dintre noi ne-am dat seama de asta, da? Alții nu, prea orgolioși, considerau că dacă aveau 40 de ani, erau tineri. Ce imbecili! Nu, era extrem de bătrân la 40 de ani, mai ales că veneai anii comunismului, tăticu. Da? Tu aveai 10 ani când a venit Revoluția. Deci 10 ani erau deja rași pentru tine, plus după aia anii de școală în care tot ai tăi te ghidau. În păcate te ghidau greșit.
spre o lume care nu mai exista. Da? Deci nu era nimic. I-am văzut pe cei de 40 de ani sau de 48, cum suntem noi, n-au reușit să schimbe nimic în România. S-au dus cu capul înainte și au intrat cu ăștia în gard. Absolut nimic. Ați văzut pe vreunul de ăsta de 40 de ani? Pentru el, da. Sunt din ăștia corporatiști, foarte orgolioși, foarte aroganți, foarte talentați, care nu mai răspund nici pe Facebook, nici la telefon, dar care, într-adevăr, sigur, cu o inteligență respectabilă, cu un minim de cultură, e adevărat că n-au mai avut unde să-și îmbunătățească cultura în anii ăștia când au devenit corporatiști. Nu sunt foarte dezvoltați la nivelul ăsta, dar au o inteligență evidentă, chiar sclipitoare în anumite situații. Ăștia trăiesc pentru ei. Unii dintre ei, nordul capitalei României, trăiesc foarte bine. Bucureștiul este și el o oază dacă nu te duci niciodată mai jos de Piața Unirii. Așa este. Deci dacă stai între Unirii și aeroportul Băneasa, sigur, pe o rază mai largă, Bucureștiul este un oraș unde se trăiește foarte bine. Ai foarte mulți bani, lucrezi ăștia, câștigi 10-12 mii de euro pe lună undeva la o mare companie. Ăștia o duc excepțional în București. Au în zona lor parcuri de calitate, au drumuri de calitate, au restaurante de calitate, sunt conectați, merge sistemul, au internet, au 4G, le-au pe toate astea, ei nu suferă că trăiesc în București. Își fac câte o căsuță plină de verdeață, nu știu pe unde, își trag o antenă de satelit, dar chiar vor un pic de divertisment de calitate și la revedere, tată. Da? Au produse de calitate, consumă numai din exterior, dacă vor, sau de la ferme dintre astea, oricum tradițional, mâncare de calitate ecologică, ci nu trăiesc în România. Dar asta este o foarte, foarte mică parte, minusculă, infimă, nesemnificativă. În celelalte orașe n-aș putea să spun acest lucru, oricât s-ar mândri clujenii sau brașovenii sau sibienii sau constanțenii sau ieșenii, n-au chiar aceste condiții. În ce caz, în capitală, da, există pentru această parte a populației. Dar cam atât. Ăștia nu suferă că trăiesc în România. Când ai 12.000 de euro pe lună și toate condițiile astea, e în regulă să trăiești aici. Păi faci 10 minute cu mașina până la aeroport. Te doare în cot, iertați-mă. Dar nu stai niciodată, practic, în... Mai apuci pe acolo, pe la Miorița, cât un ambuteiaj de ăsta. Ha, nu contează, ai mașină de calitate și conectat și acolo, aer condiționat înăuntru și nu te izbești. Da? De micile probleme, practic niciodată. Faci comanda acasă, direct, ai numărul de telefon salvat, îți vin aia, ți-aduc mâncarea, nu trebuie să faci nimic dacă nu vrei. Te odihnești, ai tot confortul. Noi am văzut unii chiar casă la lac, da, zonele arată extraordinar. Și nu invidiez pe unul care locuiește la Paris sau la Londra, absolut deloc. Nici poluarea nu te afectează în cel mai înalt grad, întrucât acolo în oaza ta, tu ești Dumnezeu, poți să-ți plantezi și cocotieri. Dacă vrei. Nu o să facă ăia nuși de cocos, că nu-i mediu, dar bă, frunzele alea tot te apără de ceva. Bun. Ne întoarcem așadar la găselnițele lui Liviu Dragnea. El vrea doar pur și simplu să abată discuția de la esențial. Aici, de aici plecasem, da? De aici plecăm practic întotdeauna. El nu poate să abordeze esențialul, nu are capacitatea intelectuală și profesională. Da? Nu dorește, evident, pentru că asta nu l-ar avantaja cu tot neamul lui. Și trei, e atât de al dracului încât nici nu vrea să facă nimic pentru România. Bă, deși Liviu Dragnea, că el este astăzi personajul principal, mâine, poimâine nu va mai fi. Liviu Dragnea ar fi putut să zică, mă, eu am avere destulă. Da, am case destule, am proprietăți destule, am bani căcălău. Aș putea totuși să mă apuc de treabă la un moment dat. El nu vine niciodată să spună așa ceva sau să-l vedem cum se apucă de treabă sau să pună niște oameni care să facă ceva. La el nu mai e problema zilei de mâine. Că se duce la pușcărie, el nu contează câtă pușcărie face. Liviu Dragnea e un om bătrân, e adevărat, e terminat ca și fizic. El crede poate că e tânăr, că are o nevastă cu 30 de ani. E bătrân, la 55 de ani ești vai șamar de capul tău. Dar asta e, dacă el crede la 55 de ani că încă e un om activ, să fie sănătos. Problema este că la banii lui, la averea pe care o are, chiar dacă îi mai adăugăm 55 de ani, mai mult de 55 de ani în plus nu cred că trăiește. Nu mai ai ce să faci în 55 de ani, că nu reprezintă nimic, încă o dată spun, mai ales de la vârsta asta în sus. De la 0 la 55, hai zici că încă mai poți să prostești lumea. La 55 la 120 sau la 110,
nu mai poți să prostești. Din ce în ce mai greu îți va fi. La un moment dat, după 80 de ani încolo, oricum nu mai poți magi. Da? Deci mai are 30 de ani. Și asta e mult. 85 de ani va fi el activ. Să duce în Brazilia la 85 de ani. Nu. Călătorești cu avionul 12 ore. Să te uiți la filme la 85 de ani. Deci hai să mai reducem un pic. Maximum 30. Pentru 30 de ani faci toate măgăriile astea, bă. Apucă-te, bă, și tu și lasă ceva în urma ta. Că nimic nu va rămâne din această politică și el se va duce în mormânt.